Dragi prieteni, astăzi e o zi atât de frumoasă și eu am hotărât să vă arăt toate lucrările care eu le am acasă, care sunt în așteptarea noilor stăpâni și, la urma urmei, să vă distrați privind ce mai fac și alți oameni. Aceste lucrări sunt create pe parcursul ultimilor 3 ani, care le-am creat pentru mine, sau care nu s-au vândut. În orice caz, ele mă bucură de fiecare dată când le privesc și îmi creează emoții pozitive. Aceasta este ultima lucrare care am creat-o eu acum. Este o inspirație din primăvară, adică așa se numește tabloul Primăvara după ploaie. Este o inspirație din copilărie când ploua și după ploaie nu mai așteptam să se scurgă apa de pe copaci, noi copiii alergam și blam pe copacii cei care înfloriți, cu frunzele astea ude. Și iată, eu stam așa și mi-a venit o inspirație și am creat acest tablou. Următorul tablou este o inspirație din iarnă. Iarna aceasta, eu am creat acest tablou. Când era sezonul la ghiocie, iar eu flămândă de zăpadă, n-am avut noroc anul acesta de zăpadă, am vrut să îmi aduc puțină iarnă în casa mea și iată am creat acest tablouaș. Încă un tablou cu iarnă, este creat în 2017, când a fost anul câinelui, iată un câine cu o păsărică care are în cioc niște pomușoare. Iată, așa, tablou. E creat în relief. El are relief. Următoarea lucrare. Tot este un cânișor. Ia uitați-vă ce drăguț este acest cânișor. Are niște ochi fantastici. Este creat în relief, iar ochii i-am cumpărat de la Jenny. Se vând. Ochii sunt artificiali. Încă următoarea lucrare, tot este cu iarna, iată așa tablou. Îmi place nespus de mult, culoarea de bază am folosit-o indigo. Și când mă uit la el, parcă văd iarna asta de care mi-a fost atât de mult dor. Eu iubesc iarna. Aud multă lume că vreau să treacă iarna, că țiganul dă pe o iarnă, pe o vară de 7 ierni, iar eu iubesc iarna. Lasă fie și iarna, lasă fie și vară. Și iată acest mestece. Inspirația este de pe o poză de pe net. Nu am creat eu motivul, eu numai am făcut relieful și am pictat. Am în vedere că lucrarea este creată după motivul unui tablou de pe internet. Următoarea lucrare. Iată așa. O lucrare abstractă, cu doi copaci, două inimi gemene, iată așa. Pentru mine e interesant și mai am aici creat un păun alb. E o încercare de-a mea să creez păuni, dar nu-i chiar reușit, eu nu sunt mulțumită. Voi crea altul. E făcut așa mai infantil. Iată cum. Voi face alta mai reușită. Această lucrare. Am folosit aici aurul artificial și așa luminează bine noaptea când prinde luminile din stradă. Luminează foarte bine. Mai am și o pasăre. O pasăre Phoenix. Iată, acest tablou îmi place, chiar îmi place mult. E ca o meditație. O pasăre care merge spre infinitul, infinitul luminos sau... Aici poți să te gândești la nesfârșit. Eu am vrut pur și simplu să arăt că este o lumină, totdeauna este speranța că este lumină totdeauna, dacă este un tunel, oricum în capăt este o lumină. Iată asta, mărțaret. Mai departe.
un tablou creat tot în 2017. Este creat în relief. Iată așa, el arată mai de departe. Noaptea, luna pe cer, undeva la capătul pământului. Și ultima lucrare pe care eu vreau astăzi să vă reprezint, e cea mai îndrăgită lucrare care eu acum o privesc cel mai des, este lucrarea aceasta cu primăvara și cu păsărelul. Iată ce minunăție! Lucrarea este creată în relief, sunt folosite culorile reci și arată foarte proaspăt când nu te saturi să o privești. Ai ce privi pentru că sunt foarte multe elemente și totodată sunt folosite multe culori. Mai am aici încă o lucrare, este o lucrare micuță, făcută în relief și am folosit argilă polimerică. Și desigur portretul meu, care l-am creat în stilul pop art. Iată așa s-a primit, mă bucură foarte mult, a fost o poză foarte pozitivă și iată, eu sunt foarte mulțumită cum s-a primit. Vreau să mai încerc să mai fac așa portrete. Și ultima lucrare de astăzi. Pasărea fericirii. Lucrarea aceasta eu o am ca talisman. Ea înseamnă că ce nu s-ar întâmpla în viața mea, eu totdeauna să nu uit legenda păsării Phoenix, care trăia foarte multă vreme, ea trăia foarte multe sute de ani, și când venea vremea să moară, ea își se aprindea singură, iar pe urmă, după ce ardea, se năștea din nou din cenușă, încă mai frumoasă și încă mai plină de puteri. Și iarăși trăia foarte mult. Adică, eu când privesc această fotografie, acest tablou, eu știu totdeauna că ce nu s-ar întâmpla, eu o să rămân optimistă și o să înving toate care vor apărea în calea vieții mele. Vă doresc tuturor să avem răbdare și să așteptăm să treacă aceste vremuri, nu chiar să le spunem. Și mulțumesc mult pentru vizionare și vă doresc în continuare doar zile frumoase și senine. Vă îmbrățișez pe toți! La revedere!